Doamna ministru Pogolșa. Bună ziua! Ce faci, doamna ministru? Nu pe dumneavoastră, vrem să vedem concursul de la căile ferate, dar dacă am mandat peste dumneavoastră... Dar mă bucur să văd un student. Da. Cum? Tot luptăm. E bine? Tot e bine? Luptăm să schimbăm. Învățarea cu parcursul întregii vieți, nu se mai continui studiile? Da. Hai, eu am nevoie de doctorant. Mulți ani! Ne duce să vedem și zic. Ne-am salutat cu doamna ministru, doamna Pogolșa. Mi-a fost profesoară la facultate. Și zici că mă așteaptă la, dragi prieteni, astăzi la guvern se desfășoară un concurs extrem de important. Încercăm să sala de ședință. Sper să nu sară la bătaie niciunul, ăștia sunt concurenții. Ei se fotografiază. Bună ziua, sunteți gata de concurs? Gata de examen? Sigur. Și la concurs, la căile ferate participăm. Doar ca observatori. Cam înțeles că cei care trebuie să vă prinească examen nu știu mai mult decât mine în căile ferate. Nu, gata, nu e subestimat. Dar e public comisia, nu? Cine? Cine se întrebă? Candidații? Pentru. Să încerci să spun altceva. Ca pe noi... Interes public enorm. Sunt o grămadă de oameni care stau cu ochii pe căile ferate și pe tot ce se întâmplă. Ce vine? Noi avem toate dosarele lor. Nu ne așteaptă nimeni, dar important că nu sunt împotrivă. Vedem și hârtiile. Bună ziua! Când se începe comisia, pe noi tare ne interesează ultimul concurs la căile ferate. Și doamna Oboroc e cei mei îndrept să ne răspundă. Ce s-a întâmplat cu concursul? L-ați anulat, ați făcut altul, s-a vândut metalul, nu s-a vândut. O venit bani la căile ferate, nu a venit. Bună ziua, salut! Bună ziua! Da, dar oricum ați anulat concursul, așa că... Să vedem, poate vă întreabă comisia. Da? Vă întrebăm după concurs. Noi vă mulțumim.
Fie care nu știu, se desfășoară un concurs la guvern pentru șoferii de la căile ferate. Ăștia sunt 2, 4, 6, 7 concurenți și vei pot lua pe rând, dar să vedem ce se va întâmpla. Transparență. Și la concursuri transparență, presa nu interesează pe nimeni, de parcă vorbim de SRL Ghiță Boambă din Cărpineni, nu de întreprindere de stat, 6.000 de lucrători. Probabil cei din presă au să iei imagini de la mine, am să pun drept de autor. Le-a adus apă să n-aibă emoții. Vrei, bei vreunul sticlă de apă? Aveți răbdare, eu tare vreau să filmăm tot procesul integral. Sper să nu ne dăi afară. Dacă vă unul își pierde cunoștința, măcar să aibă și să strochească o apă. Nu mai am mâini. Mulțumesc, sunteți tare amabil. Hai să vedem cum se desfășoară. Ca să înțelegeți, nimeni din toată mass-media noastră, republica asta noastră, cum este ea, nu interesează un concurs unde participă 6, 7, 8 candidați. Eu am toate CV-urile la toți, m-am documentat cine este favoritul, cine și ce note au primit, ca și fiecare cu note. Și nimeni din mass-media noastră nu interesează că în joc este soarta a 6.000 de muncitori la căile ferate, în joc sunt 1,5 miliarde furați în ultimii 10 ani pe care serviciul de securitate l-a raportat și există investigații pe ziarul de gardă și acolo sunt nume concrete. Între cei care concurează sunt și oameni care au lucrat la căile ferate și am înțeles că sunt doar câțiva care cu adevărat au diplome de ingineri de la căile ferate și care știu ce înseamnă căile ferate. Teoretic ar trebui să fie o presiune enormă din partea opoziției, din partea spațiului, deci nu știu, politic, mediatic, ca să vedem ce se întâmplă la căile ferate. Cine sunt concurenții? De ce concurează? Care e planul lor de restructurare a căilor ferate? Absolut nimic. Eu mi se pare că dacă candidează vreunul la căile ferate, la șefie, ar trebui să aibă un plan de restructurare a datoriilor, a angajaților, cum le dă salarii, de unde ia bani, sau măcar să aibă idei de unde se întâmplă. Dacă nu eram eu prezent la guvern, cred că nici atâta nu se știa că astăzi este concurs la una din cele mai mari întreprinderi de stat din Republica Moldova. Dar la număr de angajați, probabil chiar sunt cei mai mari, 6.000 de angajați, peste 6.000 de angajați. Ia să vedeți cum și-aduc aminte politicienii despre căile ferate, cum se începe campania electorală. Să vedeți cum îmblă prin depouri, să-i convingă să voteze. Dar în momentul în care se decide soarta lor, celor de la căile ferate, nu interesează nici pe unul. Mai ales cei care au furat din căile ferate ultimii 10 ani. Eu aș putea să vă spun pe fiecare dosar în parte, dar vreau să văd că ultima mea apariție la căile ferate s-a soldat cu anularea unui concurs de licitația bunuri și metale în valoare de 2.500.000 de tone și care trebuia să fie vândute cu 8 milioane, dar prețul s-a ridicat la 16.800.000 și concursul a fost anulat, nu mai știm ce s-a întâmplat mai departe, cine a concurat. Sper foarte mult să fim prezenți până la urmă când se termină concursul. Mai sunt doritori.
Nu am dimineață, că nu am mască. Asta sunt concurența și așa e comisia. Probabil o să mai dau niște telefoane, că a apărut o situație imprevizibilă, a venit Costiuc. Și acum nu știi ce să faci. Bună ziua, stimați candidați și asistenților. Candidați la funcție de director general al Partidului Liberal Federal din Moldova. Eu mă numesc Voltan Corneliu, sunt președintele Consiliului de Administrație a Crăinii Ferate și prezent și membrii Consiliului care își selectează candidatul la funcție de director general al Partidului Liberal Federal din Moldova. Doamna Gorceac Tatiana, activează în cadrul agenției proprietății publice. Domnul Chicu, la fel în cadrul agenției proprietății publice și adjuncta direcției contencios. Doamna Unima Gabriel, secretar de stat Ministerul Finanțelor. Domnul Mardar Serghei, șef direcției planificare economică din cadrul APP. Domnul Gafeev Roman, șef direcției Ministerului Economiei. Și domnul Zaporojan Mo, președintele sindicatelor în structura feroviară. Vreau să vă prezint pe scurt regulile de desfășurare a interviului. Interviul se va petrece conform hotărârii 484 din 2019 și regulamentul prin organizarea și desfășurarea concursului în limba română. La fel, interviul va fi înregistrat audio pentru a fi copia audio anexată la dosarul concursului. Întrebările și, de fapt, prezentarea viziunii va fi făcută de fiecare candidat în ordinea depunerii dosarelor la concurs. O să intrați toți în ordinea pe care o enumăr eu. Domnul Vargu Scumpă Nicolae este primul, domnul Condurache Grigori numărul 2, Damașcan Andrei 3, 4 Tofilar Coleg, 5 Oboroc Raisa, 6 Patei Vladislav, 7 Fiodorov Emil. Fiecare candidat o să aibă 15 minute pentru a-și prezenta viziunea. Dacă colegii din Consiliu vor avea întrebări la viziune de concretizare, vor acorda întrebări la viziune. Ulterior, 30 de minute pentru runda întrebări-răspunsuri. Conform regulamentului, vă acordăm 10 întrebări de bază. Aceleași 10 întrebări vor fi acordate la fiecare candidat. Fiecare candidat va răspunde la aceleași 10 întrebări. Suplimentar la asta, fiecare din colegi poate să acorde întrebări de concretizare, eventual la răspunsul care îl veți acorda, sau careva întrebări individuale, dacă sunt. Cam acestea sunt regulile. Dacă poate aveți careva întrebări, dacă nu, atunci o să rog toți să iasă, că știu că domnul Vargu Scumpă Nicolae, vreau să vă spun, interviu 45 minute, timpul la toți este egal. Eventual, dacă o să fie nevoie, o să facem o pauză de 50 minute pentru o cafea, o apă, atât. Vă doresc succes la toți. Domnul Barbă, Scumpă Nicolae, să rămână în sală.
Faceți loc, vă rog, în drept cu reportofonul și o să rog toți colegii, înainte de a răspunde și de a acorda întrebări, să se prezinte pentru a fi imprimat este respectiv. Domnule, după interviu nu suntem liberi și nu va fi niciun liber. Da, după interviu sunteți liberi, după interviu membrii Consiliului o să puncteze, o să analizeze răspunsul și respectiv luni la prima oră o să fie publicat anunțul. Mersi. Previn, da, e important să vedem noi toți ce se discută. Dar noi pierdem nici pe ăștia concurență. Da, Nicolae, vă rog să prezentați Ioana Dinamă. Prilie la bunătățirea Cum am coșnat cea de a întreprinde de citat care a fărat acum acolo. Se poate mască de scos? Sau... Da, probabil e mai șor, poate. Bună ziua, stimați președinte, bună ziua, cum ați membre comisii. Mă numesc Nicolae și activez la întreprinderea de stat care te arată amatorii. Am activat, deci fără întrerupere, 33 de ani și ceva. Am activat în diferite funcții de conducere, începând la funcția cea mai joasă. Știu colectivele în filialele de nord, de sud și de centru al Forusul Moldova. Pe parcurs am acumulat experiență internațională, feroviară, cu țările membre CSI, țările membre a Uniunii Europene. Și acumulând această experiență, am fost și delegat din partea Ministerului, prin Vorbul Ministrului, la reprezentat al Republicii Moldova, în organizația internațională de colaborare a terorilor. Cred că acolo nu e nimic interesant. O să vorbesc 40 de minute fiecare, dar până dau examene, prindem pe coridoare. Domnul Oboroc, ne spuneți și cu metalul. Dumneavoastră sunteți cel mai vizat în tot scandalul cu metalul. Sunteți mai bine informat ca mine. Ce s-a întâmplat? S-a dus, s-a exportat, s-a dus... Chiar nu știm. Eu doar nu am acces pe căile ferate. Noi doar vindem, nu facem export. Păi spuneți-ne ce ați făcut. Noi doar am comercializat. Și ați vândut. Cu cât? 16 milioane. Ultima dată erau 16.800. Ați scăzut prețul? Nu am scăzut. Agentul economic a refuzat să semneze procesul verbal și să achite prețul market. Dar care a fost condiția să semneze și să achite în câte zile? Conform deciziei comisiei, timp de 3 zile. 3 zile? Da. Și dacă este vreunul... Și unul din cei care au participat la concurs și vrea să anuleze, sau la licitație și vrea să anuleze, cât termen are să conteste procesul verbal sau licitația? Dumnealui nu l-a semnat și nu l-a luat. Am înțeles, dar ceilalți, că unul a câștigat, dar restul, dacă nu-s de acord, ei ce termen au să conteste? Și cât e? Da, să mai bine își cunoașteți. Eu nu jurist, la istorie. Da. Eu știu că e 2 săptămâni. Și? Și dacă unul din ei contestă și se anulează sau se merge pe instanță... Conteste ce? Licitația dumneavoastră. Iată, unul dintre ei nu e de acord. Procesul verbal. Orice. Și atunci omul ăsta, dacă dă banii, rămâne fără bani pe următoarele 3 ani de zile de judecată până ți iesă ochii. Voi contestați în ochii. N-a primit niciunul? Dar ce ați insistat pe 3 zile să fie transferați banii? Pentru că noi suntem o întreprindere care are nevoie stringent de bani. Asta mai bine. Știm. Și cât, în cât timp ați primit banii dacă ați făcut alte licitații? Dar ce n-ați făcut public licitația a doua? Să vin și a doua să o văd. Cum n-am făcut public? Dacă n-a știut, eu n-o știut nimeni. Este înregistrat și video. Și la a doua licitație a participat? A doua oară a participat cel care a participat prima dată și a câștigat? Păi nu mai are drept să nu mai are dreptul? Dar banii care eu le-au depus în account îi se întorc? Nu. Mai scurt, omul a participat, a pierdut 800 de mii și a câștigat așa care trebuie să câștige. Dumnealui
m-a inițiat ca să participe, dumnealui a participat, a avut toate drepturile în vigoare, deci... Dar a refuzat să semneze procesul verbal și să achite prețul. Probabil că nu are bani. Nu cred că dacă s-a implicat în proces, nu cred să nu aibă bani. Ăsta nu se joacă de-a cumpărarea metalului. Probabil s-a jucat pentru... Da, și-a pierdut 800 de mii, ea și joacă bună. Și metalul totuși s-a dus. Metalul a fost adjudicat. Adjudicat. Mai aveți metal la căile ferate? Nu știu. Este comisie specială, faceți o interpelare și o vizionare. Da, ne dați răspuns deodată. Și acum de ce ați decis candidați la șefia căilor ferate? Eu? Da. Aveți vreun plan de restructurare sau mai ies ceva de vândut la căile ferate? Că acolo, în afară de lucrători, poșează mii pe care nu știu dacă îi cumpără cineva, nu mai este nici de vândut. Ori mai este ceva și noi nu știm. Nu știu, domnul Vasile, dar mai bine cunoaște. Păi întrebăm, dumneavoastră participați la un concurs, vreți să conduceți cu 6.000 de oameni. Și le spuneți, dacă o parte din ei au să uite la interviu. Nu consider că eu o să fac față și am suficient capacități ca să conduc calea ferată. Sunteți hotărât tare să câștigați concursul. Dar păi ăștia fără protecție politică nu câștigă nimic concursul. Da? Aproape. Nu v-am văzut să mergeți prin căile ferate, să vorbiți cu oameni, să le explicați. Eu vreau să fiu directorul vostru. Am răspuns și absolut m-am trudit maximal ca să fiu corect cu tot. Urmează să merg și prin teritoriu ca să fac un... Faceți campanie. Noi toți suntem în campanie electorală. Dumneavoastră, dacă candidați, sunteți în campanie. Doar vreau să fiu aproape de oameni și ca să asigur cumva necesitățile. Am înțeles. Ei, paftă, și vă putem spune. Aici oricum fără tot domnul nu-ți face nimic. Câți oameni au pierdut locul de muncă în ultimii 5 ani la căile ferate? Doamna Oboroc, știți cât s-au pierdut locul de muncă la căile ferate? Mulți. Gata, nu vă mai bat la cap, că pe altfel spuneți că scurea credință. Da, a doilea concurent, dumneavoastră cum vă spune? Domnul Condurai, din cât eu știu, dumneavoastră nu sunteți din afara sistemului, ați lucrat la căile ferate, nu? Exact, da. Și cum e? Eu muncă foarte grea, domnul Castec. Foarte. Și dacă e așa de grea, și tare vreți? De ce? Da. Doar și eu știu cum e făcut lucrul ăsta. Că știți, nu pun la îndoială. Eu vă spun, în 2016, când am mergeam la căile ferate, era fix așa situație. Era 800 de metri, tipuri de executare, maxim peste 2 zile erau, se depunem. Și noi am putut să achităm salariul, să cumpărăm motorimente, cu locomotivele care erau, dacă ați fost, cred că poate ați văzut. Distrus absolut, e cum au locomotivele noastre. Noi transportam aproape 5 milioane de tone. Da, asta e foarte serios. Adică, cred! Adică acolo, în toată ziua, ceva se întâmpla. Adică stricau locomotivele, se aduceau... Dumneavoastră erați responsabil? Da. Și ce rol aveți? Și statut aveți în cadrul căilor ferate? Vicedirector responsabil de activitate comercială. Vicedirector. Înseamnă că cunoașteți notele informative a Serviciului de Informații și Securitate? Foarte, foarte bine. Raportul Curții de Conturi, s-au vândut 66.000 de tone de metal, cunoașteți? Da, desigur. Și cu cât s-au vândut metalul, ne puteți spune așa un secret comercial? Da. Comercial. 4.000 și mai de lei, tonă. 4.000. Adică, dar fără licitație. Bălămâresc. Atunci licitația era în așa mod făcut, că era un singur monopolist, da, prin lege. Metal feros. Da, exact. Adică au cuiva să vrei, nu puteai să vezi. Și n-aveai. Și cât îți dai de el, atâta era. Da, exact. Dar noi avem cel mai, noi am negociat cel mai mare preț. Plus la toate acestea, în istorie încă ceva nu a fost, nouă metal feros se ne achita înainte. Așa de bun la suflet, erau că achitau în avans? Deci n-am auzut. Noi negociam cu dânsul, adică din cauza la situația asta dificilă cariera, dar erau foarte mult credit. Da, să spun nu, dar păi aici la Curtea de Conturi ceva au pomenit că nu a fost chiar transparent și tot legal cu aceștia 66.000 de tone. Nu știu. Marian Ilici spune mișiuni? Eu nu știu, dar Marian Ilici. Poftim? La mine a fost. Da, aproape. Numai că ați anulat transparența și ați mai făcut o licitație netransparentă. Și a doua, nici nu știu, cui ați vândut? Cui ați vândut? Cine a câștigat? Dar agentul economic. Cine a câștigat? De parcă ați făcut 100 de concursuri. A doua licitație, cine a câștigat? Eu nu mai țin minte,
a fost partea... Doamna Boroc, mai nu interveneți. Poftim? Mai gen nu interveneți, spuneți că a făcut rost. A doua licitație cine a câștigat? Firma, compania, compania. Ei, da, Matale a semnat proces verbal, nu știu, nu ți-ai minte o companie. Chiar nu mai ți-ai minte, erau 4 participanți de atunci, am mai făcut licitații. Dar ce ați mai vândut? Poftim? Ce ați mai vândut pe licitații de atunci? Păi uitați pe site, este tot publicat. Am urs să o finalizăm cu domnul, ăștia cu concursul lor au până... Domnul Condurai. Cineva ești corect? Cineva trebuie să fie corect. La dumnealui era legea așa, era monopolist și n-avea încotro. Trebuie să dai la Metal Feroz, și dacă Metal Feroz spunea că ia gratuit, oricum n-avea cui să dați alternativă. Pe mine mă frământă investigațiile de la ziarul de gardă și nota informativă de la sistemul de informații și securitate. Acolo figurează nume concrete, prejudicii, furat motorină, furat metal, furat nu știu ce, piese cumpărate cu prețuri exorbitante. Eu am fost la Ocnița și am văzut, mi-au arătat domnii de acolo, un țârcul care costă câteva mii de lei, cumpărat oficial de căile ferate cu 35 de mii. A fost prejudiciat intenționat tot căile ferate cu 1,6 miliarde. Și nu se întâmplă nimic. Tare straniu chestia asta. Și dumneavoastră ca unul dintre cei de bază, de fapt, director comercial, nu e ultimul om într-o structură atât de importantă. Și cumva ați trecut ca rața prin ploaie. Da, da, să vă spun ce e interesant, un lucru foarte straniu. Conform organigram eram a treilea om. Da. Dar în toate rapoarte eu sunt primul, cel mai rău. Dar și el alți doi nu sunt. Oare de ce așa? Sunteți mai simpatic. Dar ce vreau să spun? Uitați-vă. Da, dar înțelegi că e o responsabilitate enormă. E o chestie strategică întreprinderea asta de stat. Asta nu e foaie verde. Eu știu exact ce responsabilitate e asta. Matale, știi că acolo nu au primit salariile oameni? Clar că știu. Și pot să mai mult. Eu când am lucrat, am fiți așa, am luat 4 ani salariul de 3. În 16, da? 4 ani la rând. Adică... În ce an? Din 2016 până în 2000... Sau din 2015 până în 2019. Erau 3-4 ani așa. Și acum e la fel. Noi am luat un credit, ne-am permis să luăm credit și am achitat salariile. Da, dar să lucrez într-o situație când ești dator la oameni, asta e foarte complicat. Doar și tu ceri și îndeplinească obligațiile țării. Da, 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 dă bani. Eu lucrez pe datorii, eu lucrez pe spisoc. Exact, da. Și acum, iată, mâine Matale, ești director, cum restructurez? Că am înțeles că acolo sunt foarte mulți oameni, care mulți nici n-ar trebui să fie. Aveți un aparat central cu niște salarii foarte frumoase, ca să nu le spunem, enorme. Eu am luat salarii. Și cheltuielile sunt exagerate. Aveți un plan de restructurare a cheltuielilor? Da. Și acum vreți să-l prezentați? Da. Ne puteți spune în termeni... Nu. Eu intru fără să mă rugați, eu de asta așa am venit. Că vedeți că nu interesează pe nimeni concursul ăsta. De parcă concurați pentru... De ridicatoare. Am o întrebare, cum spune, out of the da. Records. Fără cameră. Da. O secundă. O secundă fără cameră, la noi dacă fără cameră ca să duci metalul pe mânică. Și doamna Oboruc crede că scapă. Nu, că aici okay. Suntem în coridor. Doamna Oboruc, se schimbă guvernarea. Matale, înțelegi măcar că ai semnat niște hârtii. Eu am făcut o licitație publică. I-am văzut, era minunată. Deci eu cred că asta a fost prima licitație din istorie. Prima, da, sigur. De asta și intrați în istorie. Ca prima și prima anulată. De asta nu a fost anulată. Deci agentul economic a solicitat să... Păi agentul economic știind cum vă comportați cu agenții economici, o înțeles că dacă bagă banii, s-ar putea să trezească un proces de judecat pe următorii 5 ani de zile și cu vă 16 milioane luate credit din altă parte, băgate în căile ferate ale Republicii of Moldova. Deci, și omul zis, dați-mi o asigurare, dați-mi termenul ăsta ca să termine termenul de... legal, ca să nu conteste nimeni acest proces verbal sau această licitație și eu vă dau toți banii, nici o problemă. Și dumneavoastră ați insistat pe 3 zile. Exact, da, sigur, mi-a spus omul. A, spus, da, omul, că eu mă interesează să văd. Și-a zis că eu mă tem să le dau bani, că pe urmă nu văd nici metal, nici bani. Și doamna Oboruc o hotărât repede. Păi este strict reglementat procedura. Adică și Matale a anulat tot. Și este strict reglementat procedura de judecare a bunurilor. Așa da? Că aici nu fac eu cum vreau eu. Dar nu e vorba de adjudicare, e vorba că oricare dintre cei care au participat poate spune că nici nu i-a plăcut culoarea la păr la doamna Oboruc. Mă tare înțelegeți ce vorbim, noi vorbim de pușcă și unul de iepuri. Păi eu spun că oricare, iată de exemplu eu, dacă supărat pe licitație. Agentul economic și este registrat și audio inclusiv. Agentul economic nu dispunea la moment de bani. Deci el a depus acontul pentru publicitate și atât. Pentru publicitate? Dar l-a costat a dracului cum publicitatea asta, 800.000 de lei, eu nu știu care sări de pe fix de 800.000 pe publicitate.
Da, da, acolo erau trei companii de la aceeași mână, trei. Și una din altă parodă. Eu nu știu, vreau să știți mai bine care... Știu, știu, că celelalte nici bani n-aveau, ele au, nici activitate nu au avut. Deci, puțin, acolo trebuia procuratura să investigheze, să vadă de unde au ei bani, 16 milioane, astea sunt bani enorm, doamna Uru. Păi eu nu am întrebat de unde au bani, proveniența banilor nu i-am căutat. Vă cred că nu i-ați căutat. Da, dar Matalea i-a anulat-o. Dar știți cum arată asta dintr-o parte? Iată oamenii care nu pricep în toate astea. Doamna Oboroc a făcut un concurs. A vândut 2600. Da, o licitație. A vândut 2600 de tone. Nu i-a plăcut concursul. Cât era? 2400, nu mai contează. De 8 milioane. Sau de 16.800. Și doamna Oboroc până în seară, s-a întâlnit nu știu cu cine. Și i-a spus la urechiul că nu a câștigat așa care trebuie. Și doamna Oboroc cu hotărât, o anulat procesul verbal. Da, dacă puteți repede vorbi. Nu, dar eu vă spun că s-a întâmplat, nu cum... Deci n-a rămas după licitație. S-a prezentat a doua zi și a spus că el nu are bani. Și el vrea să procure doar rate, ceea ce e imposibil. Noi nu vindem rate. Pe datorie nu dați. Deci procedura de licitație este strict stabilită legislativ și eu am respectat-o. S-a întrunit comisia, a stabilit prețul, a stabilit pasul, a stabilit termenul de achitare, deci conform procedurilor. La așa licitație este prevăzut setul documente, condiția de aprobare a banilor. Dar nu-i prevăzut nimic. Omul a venit, a participat, el e matur, a și responsabil. Asta e o operație la așa sume mari, cu așa instituții de stat, vis, particip fără de operații bancare sau fără de a un... Pe ce bagi să iei un lot? Sprobeze că tu ai cu un alt cumpărător fie suma banilor ca să achiziționeze, e aberantă. Pentru că instituții de stat acolo sunt oameni care așteaptă salarii, să primească din banii ăștia vânduți și oamenii așteaptă 4-5 luni de zile și aici nu putem să ne jucăm. Deci merg și eu mâine am 5 lei în buzunar și mă duc la calea ferată să cumpăr 10 lei. 800 de mii, asta e enorm. Și trebuie garanție bancară dacă s-a transferat în cont întreprinderea. Tu ai accountul de 800 de mii transferat. Depui garanție bancară, ori transfer în cont întreprinderea, nu? Domnul Condurai, cum credeți dumneavoastră, după raportul SIS și tot gălăgie de la căile ferate, banii ăștia care au dispărut, nimeni nu știe unde sunt, cineva trebuie să răspundă sau nu? Și banii dispărut. Întrebați-mi cei de la Ziarul de Gară, de la Securitatea Internă. Noi... Uitați, dați-vă un Nu, o miliard jumătate. Pentru dumneavoastră sunt bani mulți sau puțini? Pentru mine și un leu. Și dacă ei au fost furați, să nu o spun eu, o spune presa și o spune una din instituțiile de bază, Serviciul de Informații și Securitate. Spune că s-au furat 1,5 miliarde. Ei nu au calculat. Nu au calculat drept. Ajutați-i. Ei nu au calculat prejudiciu, au calculat cât s-au furat, da? Corect? Da. Nu, da, Matali, cum crezi? Cineva trebuie să răspundă sau asta trece așa? Pentru tot trebuie să răspundă. Și fiecare trebuie să răspundă. Matali, în funcție de director, dacă azi câștigi concursul, și poți întreprinzi ca să ne demonstrez cineva care a avut treabă cu prejudiciile astea, va răspunde. Nu, uitați-vă, astea sunt instituții de care au lucrat. Da, da, sunt oameni care figurează și care lucrează mai departe. Că acolo nu s-au schimbat mulți de zeci de ani. Uitați-vă, pentru asta sunt instituții abilitate. Da, păi vine ca SIS-ul a fost. Dar când s-a făcut? Ia uitați-vă, eu vă dau link-ul, citiți Ziarul de Gardă, citiți toată nota. Uitați-vă, eu am urmărit 23 de mâini făcut și la Ziarul de Gardă. Și eu înțeles. S-a scris o propoziție care am citit-o și nici eu n-am înțeles. Eu l-am uitat cum să fac achiziție în calea ferată. Da? Este comisie de achiziție. În primul rând, la fiecare subdiviziune vine necesitățile care le au. Mai departe, le scumulează. Este un serviciu care gestionează achizițiile. Da? Ele clasifică după importanța lor, de care este nevoie. De exemplu, iată acum, ar trebui să fie gata toate vagoanele pentru transportări. Da? Uh-huh. Sezonul s-a început, undeva de acum, în ianuarie, maxim, în februarie, trebuie să fie toate gata. Adică vine, știți cum spun că se gătește sania vara? Înțeles, proverbele astea populare sunt foarte bune. Exact așa e și în Cât corespund normelor, câte vagoane, câte trenuri corespund normelor și care iese din circuit în următoarea perioadă? Cu cât rămânem în următorii ani? Mă tind că în 23 rămân vreo... Pasul de vagoane. Acolo se duc în progresie geometrică. În câțiva ani de zile pur și simplu se prăbușește tot, indiferent de director care vine. Aici trebuie un plan de restructurare și trebuie bani enorm. Exact. Nici nu e vorba de zeci de milioane, nici de sute de milioane. No. Aici trebuie bani ca să cumperi. Și cum e credibilitatea căilor ferate dacă de aici se fură... Cine să vă dăie bani? Care instituție internațională să dăie bani dacă se uită la Ziarul de Gardă și spune, băi, dar băi, ăștia au furat 1,5 miliarde în ultimii ani? Să uit la Ziarul de Gardă și
E că eu am semnat contract pe loc. Prea, ma tale ai spus și nu urmează nică. Nu, păi da, dacă îl îmbrești la omul și ăla, cum are loc procedură? Eu spun, doamnă, în comisia de achiziții este membru care e delegat din partea SIS. Am înțeles. Și semnează procesul verbal, nu eu acolo stă. Ceva nu se leagă, știi? 4 ani să vină să spună, spună că nu era ghin. Și trebuie să-i gen. Da, dar mă tale înțelegi, dintr-o parte arată stupidă chestia asta. Eu sunt de acord. O întreprindere care merge în minus, în minus, în minus, în minus și nimeni nu-i vinovat și SIS-ul spune minciuni, ziarul de gardă nu a scris drept. Eu nu spun că cineva spune minciuni sau nu. Dar banii se duc. Tuc, tuc. Tuc, tuc. Să vă spun unul din colegii dumneavoastră care are responsabil de motorină și care are stație PECO. Dar nu cum, nu face import de motorină? Cine spune? Doamna Buruc, știi. Noi exact. Toate achizițiile ce sunt de motorină nu o să fie transparente. Dar până amul nu a fost transparent. Și o să vă invităm. Arunci o cheatră la colegă. Ca să nu arunci o cheatră. Păi dar omul a zis că erau transparenti până amul și dumneavoastră spuneți dacă veniți să-ți le faceți transparent. Deci eu mai transparent. Fac, da, încă mai transparent. Obișnuiți să veniți. Și o să ne străduim, poate reușim și... Domnul Buruc, știți cum arată asta dintr-o parte? Noi vorbim... Dați-mi voi să mă exprim până la sfârșit. Exprimați-mă. O să ne străduim să facem achiziții de la furnizori direct sau importuri direct. Da, acum prin cine era? Importurilor de carbonați, da? Nici n-a știut. Da. Domnul Condurache, ați știut că aveți licență de importuri directe? Da, sigur, m-am ocupat de asta. V-ați ocupat. Și câte importuri ați făcut direct? Zero. Dar e veselă discuția. Da. Doamna Buruc, mulțumim, ea că așa m-ați ajutat. Vă spun. Dar de ce? Deoarece trebuiau 2 milioane de dolari pentru asta. 2 milioane? Plat, n-am găsit, da, nu am găsit. Și nu sunt bani? Îl sun pe furculiță și el vine cu culiocul și pune garanții și atunci câștigă căile ferate. Nu plătește la intermediari, Lukoil și Mukoil sau altele care mai sunt. Că de acolo s-au cumpărat, eu am văzut. Eu vă spun, noi am vorbit cu Belarus și noi am ieșit pentru colegul meu de la calea ferată din Belarus. Și era posibil de luat, nu? Sigur că era posibil. Ia uite asta. Și mi-a spus banii în avans. Asta era problema noastră. Noi am calculat cam cum, înțelegeți? Noi am dat 400 milioane înapoi și simplu... Așa. Când calea ferată n-are joan, eu și vreau să cumpere în avans, asta cam, e... Cam e complicată ca problema asta, da. Dar e posibil, real e posibil. Noi am calculat și economia, cât, adică sunt făcut un lucru. În planul dumneavoastră de restructurare, să găsesc tot 6-7 mii de lucrători sau faci să reduce de personal? Asta cred că e provocare. Ba da, dar eu vă întreb foarte serios. Sunt oameni care figurează, eu vă spun de ieri până azi cât m-am documentat, sunt oameni care s-au plecat în șomaj tehnic. Știți cât primesc pentru șomaj tehnic? 70%. Dar în bani reali cât ies? Cât salariu? Eu îți scăpă 2000 de lei. Și lucrează taxist sau lucrează învățătoare sau și mai lucrează, dar ei figurează în actele de contabilitate la căile ferate și primesc salariu. Da. Și nu lucrează. Dar cum duci și le-ai trimis acasă? Salariul nu dă-o, cumva trebuie să... Păi dar cum puteți conduce mai departe o cale ferată atât de mare sau o întreprindere cu oameni care nu lucrează, sunt șomaj tehnic, dar le plătiți salariul? Câți oameni au plecat, au fost conciliați în perioada 2015-2019 la cale ferată? Noi am redus foarte multe funcții vacante. Așa? Da, au plecat. Ați redus funcții vacante? Vreo mii și ceva. Iată din raportul care este și internet, așa, grafic vizual se vede, aproximativ, de la 9.000? Aproximativ 3.000 de oameni, de la 9.800 a scăzut la 6.800 din 2015 până în 2019. Da, 3.000 de angajați. Circa 3.000 de angajați au plecat. Dar nu e asta problema. Dar total rulajul e 1 miliard, da? A fost 1 miliard, a scăzut, iar a crescut. Dar cum era posibil minus 105 milioane în 16? În 17 e profit la 7 milioane. În 18 minus 73 de milioane iar. În 19 minus 26 milioane din nou. Asta cum? Într-un an va cădea lapt într-un unul? Dar numărul de angajați a scăzut. Și numărul de angajați a scăzut. Dar altă întrebare. Iată din ăștia 3.000 de angajați care au plecat. Da. Câți dintre ei sunt angajați tehnici, însoțitori de vagoane? Și câți dintre ei fac parte din staful administrativ a companiei? Din 2015 până în 2019, în primul rând, nu a plecat 3.000. Adică, cum noi am făcut cu Verdu, o modalitate de restructurare și de optimizare a statelor de personal, care a fost aprobat și mai departe de Consiliul de Administrare, tot dăuzând niște experți străini, asta ar putea și s-a lucrat fiecare poziție. Respectiv, s-au dus foarte multe funcții vacante și de acum oameni care nu trebuie eu. Dacă să vă spun, în aparatul central lucrau vreo 450, în 2019 erau vreo 300. Asta doar din profileau.
S-a făcut mult mai departe. De acum trebuie să meargă în jos. Noi am redus până la 38 de filiale. Erau 50. Adică tot puteți să vă uitați, da? Adică s-a redus numărul. Și mai departe tot este un plan cum asta s-a făcut. Noi avem 82 de stații. Fiecare 10 km. Asta e un standard sovietic. Acolo de acum trebuie micșorat. De văzut cum de... Asta trebuie, dar până acum și-a fost? Matale, ia că pe doamna Oboroc eu o cred, eu vinit alaltă ieri la Căile Ferate. Dar matale ai ani de zile, de ce nu s-au redus până acum? Stațiile de Căile Ferate. Da? Spune, trebuie investiții. Să lichidezi trebuie investiții. Da, adică stațiile de Căile Ferate, nu e simplu o scurtă, da? Dar acolo se trebuie să intre vodă și... Nu sunt investiții, este costul de lichidare. Investițiile atunci dacă dumneavoastră modernizați ca să fie mai siguri, să poată circula trenul cu viteză mai mare, dacă faceți investiții în vagoane, da, locomotive, astea sunt investiții. Când lichidați o stație tren, asta e cost de lichidare. Dumneavoastră aveți o analiză ca și costuri de lichidare? Care e diferența dintre costul de lichidare și potențialii investiții pentru a reabilita Căile Ferate din Moldova? Numărul de călători scade și anume din cauza că oamenii se tem să urci în tren. Eu personal am văzut trenul și eu mă tem să urc în trenul ăștia. Oamenii se tem. Iată, dumneavoastră, aveți o analiză de asta, să o prezentați publicul, spuneți, decât noi să facem niște costuri, niște cheltuieli inutile de lichidare o stație, mai bine facem o investiție și redăm o cetățenilor sau călătorilor încredere în Căile Ferate și o să avem un tren care să circule, nu cu 50 la oră, cu 120 la oră, cum să circule în, nu știu, în Europa, în România. În UE, dacă vrem în UE. Dacă tot spuneți că s-au lucrat la programul de dezvoltare de optimizare. Mai mult ca atât vreau să spun, când s-a negociat cu Berdul reabilitarea tronsonului, da, acolo mai erau 300 ceva de milioane, care așa. Noi trebuia să le investim mai departe în următoarele și mai departe, de cum asta trebuie de făcut. Adică noi am calculat, noi am închis câteva stații, ca să înțelegeți, în realitate, da, ele s-au închis, s-au demontat și s-au lăsat. Și cât au costat o demontare a unei stații? Între un milion și vreo trei. Eu nu-mi minte exact cât stați, adică asta s-a făcut, asta am înțeles. Sunt mulți bani, se duc oamenii, mașini, ridic pasajele astea întregi. Iată, dumneavoastră acum, indiferent cine, probabil astăzi va fi finalizat concursul, nu vă mai întreb cine e favorit. Cu siguranță că între dumneavoastră se discută cine ar putea să fie următorul director. Cred că pe domnul primatul, omul deci ar putea să fie șefa dumneavoastră, dar de asta vă purtați frumos, încă nu se știe. Așa e, doamnă Obru? Dumneavoastră asta îmi dorit. Foarte serios. Îmi dorit asta? Da? Da? Mai Hrenova la Căile Ferate nu poate fi, așa? Aveți să cânt foarte. Foarte. Mă dumneavoastră aveți un plan investițional, dar încă n-ați îmblat la dânsul. Poftim? Plan investițional aveți? Sigur. Ne-a prezentat și nou? Chiar acum? Nu mai încolo, ia că terminăm cu domnul Condurache. Pentru că eu am început o întrebare foarte serioasă. Anii ăștia nu s-au făcut absolut nimic investițional, restructural, reformă, serioasă pe Căile Ferate, pentru că n-am avut și. Voință politică? Sau de atâta? S-a făcut o muncă. Dintr-o Căile Ferate strategică am ajuns la una falimentară în minus 700 de milioane. Care e datoria acum? Care e minusul la Căile Ferate? Să spune că sunt 700 de milioane. Știți ceva din asta? 700 de milioane ăștia nu sunt 30 lei. 700 de milioane nu știu unde le luați dumneavoastră. Păi, o Căile Ferate administrată a Napoda a mers în minus 700 de milioane. Eu nu-mi închipui cum s-au făcut 700 de milioane. Ori asta s-a făcut intenționat pentru a fi privatizată, luată. Ați discutat vreodată restructurarea și delimitarea căilor ferate pe segmente aparte? Cei care sunt cu mărfuri aparte, cei cu călători aparte? S-a discutat? Sigur, sunt documente făcute împreună cu experți internaționali. Și asta chiar, da? Tot este. Este, dar de ce nu se implementează, domnul Condurache? Păi vă spun, uitați-vă, de exemplu, cu împărțirea în aceste trei unități, da? S-a lucrat, adică s-a făcut un lucru unde ne-au oprit noi când am plecat. Trebuia de evaluat. În primul rând, cum e procedura? Trebuie de transformat societatea pe acțiuni. Și mai departe, în cadrul societății, se împart în trei unități. Ele concrează între ele, adică se fac contract și mai departe, deoarece acolo se apară multe carențe, se apară TVA, adică trebuie în țările mai dezvoltate de 7 ori măsoară și odată taie. Adică, și noi de 7 ori taiem și odată măsură. Trebuie ele să interacționeze, să vedem cum lucrează, făcut cadrul legal. Financiar tot, adică de făcut tot. Scoate precizare. Da. Aveți un scenariu făcut cu partenerii
care e angajat ca referat în companie de consultanță, da? Adică este un argument, sunt niște estimări clare care spun că dacă noi ne transformăm din întreprindere de stat în societate pe acțiuni, da, și o să fie noi entitate ca trei, ea o să fie mai eficientă. Da. Pentru că acum la care referat este un director general și un staff care consumă, exact, să spunem, atunci vor fi trei directori generali, da, și trei staffuri centrali care vor consuma. Trei contabilități, trei... În timp și nouă partenerii străini recomandă să diminuăm, să optimizăm și să optimizăm, da? Să diminuăm cheltuielile. Iar și noi facem șef. Suntem în trei întreprinderi și vom crește cheltuielile. Care e logica în chestia asta? Vă lămuresc. Fiecare entitate o să răspundă de genul de activitate, da? Așa. Adică infrastructura. Ia să prezintă la bugetul de stat cheltuieli. Cât trebuie și pentru maintenance, pentru investiții și mai departe. Bugetul de stat o să loce. Exact o să loce, da, pentru drumurile de... pentru ASD, da? Pentru administrația statului drumului. Dacă acum închipuiți-vă că pentru, îi pun pe toți care au automobile sau camioane, îi pun să repare drumurile, da? Maintenanță. Eu cred că spre asta se merge. Atunci noi drumuri n-ați mai avem. Ba da, atunci mai degrabă să avem drumuri. Okay. Că ăștia care merg pe drumuri au mai mare interes să repare drumurile, că ei merg pe ele. Domnul Condurachi, eu mă tem să mă uit în viitorul căilor ferate. Sincer vă spun. Eu nu știu ce trebuie să se întâmple, dar eu mă tem. Eu, de exemplu, și fost angajat la căile ferate, ai ținat locomotive frumoase. Da, asta și cu soarta locomotivelor cu motoare de Mercedes sau de care, de avioane, de rachete, care au fost modernizate, da. Dar acolo stă Volvo Penta, sunt motoare foarte performante. Și lucrează? Eu nu știu care e situația. Dar Matale, ești țălăi director acolo, nacialnic, și cum nu știi, parcă te întreb de măturătoare de la ușă. Eu am plecat în 2000. Și ele atunci nu erau? Erau, tot lucrau. 4 secții lucrau și mai era un cap. Era... Este o metodă bună să faci investiții, să bagi motori de Mercedes în Jiguli sau trebuie de cumpărat locomotivii noi? Cât n-ar costa ele? Eu atunci n-am participat la... Dar acum eu vă întreb. Acum. Iată, dumneavoastră, după 6 ani, 5 ani, cât au fost, rentabilitatea lor... Eu am cumpărat locomotivii noi, ca să înțelegeți. Dar nu e bine locomotivii noi decât să bagi... Motor de rachetă în Zaporojă. Nu știu, așa a fost careva circunstanță, nu știu de ce așa s-a decis, ca să mă înțelegi. S-a decis. Am văzut eu, decizia e la SIS scrisă, decizia e fantastică, începând la Topală și terminând cu Bratanii. Acolo, în loc de unii șefii asta la CFM, trebuie impus zăbrele la ușă și ținuți următorii 30 de ani trebuie să ieși acolo. Nu, asta e o părere. Vă spun eu că 6.000 de oameni spun același lucru. Nu știu, spun. Spun. Nu știu. Noi să facem un exercițiu acum, așa o să vedeți că toate discuțiile se duc în jurul la achiziții, la restructurări, la chestiuni care sunt o lecuțică paralele sau depărtate de realitate. Pentru că problema este a cetățeanului sau călătorului care are nevoie de servicii de calitate. Și atunci noi uităm chiar acum, am deschis pagina web. Spre exemplu, eu mă grăbesc și aș vrea să iau un tren repijor de la Chișinău până la Ochnița. Deschid pagina web și zic că trăim în secolul 21, să cumpăr și eu un bilet online. Online poți cumpăra bilet Chișinău-București, Iași, Odessa, Moscova, Sankt Petersburg. Dacă eu vreau să merg de la Chișinău până la Ochnița, eu nu pot să cumpăr un bilet online. Sunt obligat să mă duc, stau pe peron, stau în rând, să-l cumpăr. Să-l caut. Da. Iată, astea sunt niște indicatori că nu se ține cont de performanța, da, pe care au căile ferate, nu se ține cont de accesul călătorilor la servicii de transport a căilor ferate, dar noi discutăm aici despre 500 de milioane de lei datorie, despre 30 de milioane de lei... Dar noi un site nu putem face. Putem să facem un site, dar nu-i vorba în site. Uitați-vă, dați-vă, vă înregistrez. Da, spuneți-vă. Păi ați făcut, dar nu e suficient. Nu e suficient, dar vă spun. Da, dar pentru asta și trebuie, studiu de fezabilitate, partenerii europeni. Noi chemăm diaspora acasă. Diaspora în Europa, foarte ușor, cu aplicații în telefonul mobil, dă un click, are un bilet electronic cu un QR code sau cu un cod de bare, nu are nicio problemă, ajunge în tren, îl scanează pic la utilaj, vine controlorul, îl verifică și mers mai departe. Noi chemăm diaspora să vină înapoi acasă ca să reabilităm țara și uităm și infrastructura avem noi construită pentru ca oamenii... Nu mai vorbim de tren, noi vorbim un bilet, nu poți cumpăra. Nu mai vorbim de tren, deci noi vrem trenuri cu scaune, comode, cu locomotive și etc. etc. Dar și nu faci nevoie să o aplicație mobilă pentru a cumpăra un bilet electronic, nu există. Scurt pe doi. Asta e performanță. Este? Să uiți și optimile atunci. Îi lămuresc. Vă rog. Uitați, asta am făcut noi. Nu era nici asta. Nici asta nu era. Asta zici mă înțelegi și ieși măcar. Nu, cum am făcut noi? Păi dar ce l-ați făcut deodată normal? Pentru că ați dat o grămadă de bani. Eu să vă spun câți bani ați dat pe servicii IT. Știți? Iată asta investiții. Iată asta sunt investiții. Ascultați-mă, dați-vă vreo. Da. După asta vorbim de investiții. Uitați. Noi avem un centru de calcul, avem vreo 4 băieți care sunt
așa să spunem, loial companiei, da? Și nu știu cine a plecat de la noi, sincer vă spun. Sunt motivat, serios. Da, este doar pe IT, e că eu am făcut asta, noi am făcut câteva programe, cum vă spun. Noi ne-am conectat la sistemul Express 3. Așa. Da? Și de acolo am accesat, spune mea, că e gratuit. Am rugat pe oamenii de la RJD, ne-au tradus gratuit stația. De ce mai complicat să faci un site pentru bilete avia decât pentru transport vehiculator? Nu știu. Vă lămuresc, deoarece sunt foarte multe stații și bilete poți să vinzi la oricare stație. Și respectiv trebuie să calculeze costurile, încasările și mai departe. La nivel de fosta Uniune Sovietică este un singur sistem expres la care se conectate toate țările. Pentru asta s-au făcut investiții ani de zile într-un centru care se numește IVC din Moscova, Vicislitilin Center, da? Respectiv noi am rugat pe ei și Domnul i-a făcut gratuit asta. Asta nu e cheltuit bani pe atingere. Nu? Doar băieții noștri. Dar este, uite cum lucrează. Investiția făcută gratuit. Eu vreau să cumpăr un bilet online, da. Și vreau să merg la Iași la Socola, da? Bifez, apăs un click aici, da? Da. Aici mai departe? Haideți să mai încercăm o dată, poate e o eroare de pagină web, da? Bilet. Încă o dată, eu, aici e bilet online, da? Eu apăs Chișinău, Iași, Socola. Și unde cumpăr biletul? Nicăieri? Cui dau ruble? Acum? Ia ca în 2020 lucra. Noi vorbim de 100 de milioane. De ce 100 de milioane? Un site, noi nu putem face un site. Un site. Și vin partenerii europeni și spun că dați-ne 100 de milioane, că noi știm și să facem cu dânsii. Și ăștia deschid site-ul și spun că voi sunteți nebuni. Haideți să vedem transportul de pasageri, că noi vrem să aflăm care e mersul trenurilor, da? Mersul trenurilor. Din Chișinău către, aleg destinația din nou, da? Haideți să alegem destinația, cum și-am stabilit inițial. Iași, Socola, da? Iași, Socola, da? Iată, ar trebui teoretic să apăs pe butonul ăsta și să văd programul, da? Apăsăm pe buton. Aceeași informații. Valabil de la 2.7.10. Mai scurt, mai ați fi valabil oleac mai târziu. Suntem foarte performanți, la fel ca în Europa, în Uniunea Europeană și din diaspora care ne privesc. Dar noi vrem trenuri performante, noi un site n-am putut face. Un program. Deci eu personal, într-o situație vreo 2 ani în urmă, am vrut să merg la Iași cu trenul și am dat un telefon și am întrebat cât costă biletul de transport, biletul, trenul până la Iași. Cât costă un bilet până la Iași acum? Da, nu. Da, ok. Tu ești director. Dar vă omul vrei să candidezi, iată, Matale, vrei să candidezi la funcție director, ia că e examen. Matale, spui cât e... Erau trei clase. Una, mă, cred că prima clasă. Eu cifră măruntă. 127, nu, 97, 127 și 180. Ceva genul este era. Te rog, altfel. Corect sau nu? Biletul de la... Nu mi-am amintesc, sigur, nu. Dacă aș găsi pe site, eu vă spun deodată cât costă. Ca să mergi de la Chișinău până la București, eu puțin la timpul de 3 ani în urmă, dacă eu vreau să cumpăr biletul cu 4 zile înainte de ziua cursei, biletul era mai scump și eram obligat să cumpăr mai ieftin doar în ziua când pleacă trenul. Unul la mână, doi la mână. Aici a mai fost anterior afișat un program care nu corespunde cu realitatea. Cineva a vrut să meargă cu trenul de la Chișinău la Iași. M-am uitat pe pagina web care a fost informată anterior, am văzut că mâine dimineață, vineri, este tren. Am ajuns la ora respectivă la gară, când am ajuns, spui, ai băieți, nu mă interesează ce scrie pe site, azi tren noi. Azi tren noi. Așa e săptămâna viitoare. Dragii de astăzi, денег нет, но вы держитесь. Do director, nu vă invidiem delocul. Doamna Oburoc, unii planul investițional? Este, o să fie prezentat. Vă documentați de pe site-ul căilor ferate? Poftim? Vă documentați pe căile ferate de pe site? Nu? Dar ați deschis vreodată măcar? Cum se numește site-ul căilor ferate? CFMR. Ați întrebat vreodată să vedeți măcar? Sigur. Nu ne-ați înțelegi cum arată situația dintr-o parte. Căile ferate cu datorii 700 de milioane, fără plan, fără nimic, cu 6 și ceva mii, nici nu știm câți avem, de angajați fără salarii și noi n-avem un site. Cum nu avem site? Colegul v-a arătat. Avem un site în care nu se indică nici trenul, când se duce nici bilet, nu poți să cumperi nimic. Păi urmează să modernizăm, de asta și venim la funcție. Și intenționăm să venim. Intenționați. Eu v-aș pune directori tăți șepte odată. Poate din tăți șepte, din toți șepte să facem o echipă bună de administrare. Scoatem telefonul și ala să vorlim pe fereastră să vă apucați de lucru. Domnule, telefonul și ala nu-i bun. Stata Matale, când erai să nu mă bag. Nu.
în politică. Gen Solomon, ceva ți-a spus. Da, de bătaie, dar n-ajută. Dar cum era? Eu că eu asta. Tata care își cruță nu iau, aș pierde fiul. Oh, e că asta îmi place. Apoi eu vreau să vă spun o chestie. Politicienii care cruță directorii ăștia, pierd căile ferate, pierd întreprinderi. Ăștia trebuie și o măjiț. Poate și oamenii care cruță tot pe altcineva, tot ceva pierd. Mă, tale, înțelegi cum arată situația într-o parte. Că noi râdem, dar lucrul e catastrofal și e o întreprindere de stat. Știi ce urmează? Pe modelul lui Ilan Miron, și cumpărat aeroportul, înseamnă și că el ferate date lușor sau usate, că de fapt el tare vrea să-l iei, că el i-a promis lui Vladimir Vladimirovici Putin ca să-i facă cadou la ziua lui, că el ferate din Moldova. Dar de ce nu ați intervenit până acum? Tot timpul a fost alături. Ați fost tot timpul alături în ultimii 10 ani? Da, în ultimii 10 ani. Și la cum se acumulează datoriile, cum se formează datoriile. Mă, tare, mă întreb dacă ai două luni când ai venit, mă întreb pe mine. Păi eu vă întreb, dumneavoastră, acum sunteți atâta de patriot și atâta spirit patriotic. Ia dați pe Google, ia dați pe Google, Vasile Costiuc, și ați vedeți în 2006-2007 cum stăteam în izolator. Și ați fost mereu alături de problemele oamenilor. De toate problemele, numai că nu era Facebook. Nu era Facebook-ul, doamna. Erau televiziunile cele mari și frumoase, simpatici, și atunci noi nu aveam acces în trebuie. Și ați fost atunci la... Da. Eu vă arăt dosarele care am câștigat la CEDU. Matale atunci făceai bani. Eu strigam și atunci pentru drepturile omului. Înțeles. Și sunt sigur că ai și director și ai să falimentez în continuare că el ferat și eu cum ați urlă prin prejurul la sedii. Cam asta e. Așa sunteți sigur? Așa sunt sigur. Aveți protecție politică. Matale, nu semnai proces legele verbale și pe urmă le anulai dacă nu aveai crâș politic. Eu nu sunt nici într-un partid politic. Ei, da, bună ziua, că noi suntem studenți și noi vă credem pe cuvânt. Nu fac parte nici într-un partid politic comparativ. Da, domnul știe de asta. Comparativ cu dumneavoastră. Comparativ, eu sunt șef de partid. Să vă rugați să câștigăm alegeri și atunci am să vă ajutăm să faceți căieli ferate frumos. Așa, da? Da, să vă ajutăm. Noi tare mult contente cu dumneavoastră. Iaca, vedeți că începem mai ne înțelege deja. Dar spuneți că nu aveți treabă cu partidele, cum știți. Aveți. Domnul Condurache, nu e bine deloc ce se întâmplă la căieli ferate. Eu nu știu ce trebuie. Dar unii se rezolvă, fugit tăți. Doamnele, toți la concurs. Nu? Săracul om, așa lasă să iasă din concurs, afară și plouă. Eu am discutat, dragi prieteni, cu câțiva dintre cei care participă la concurs și ne-am pus mâinile în cap. Indiferent ce credeți dumneavoastră, eu aș fi vrut să vă arăt CV-ul la fiecare, numai că afară plouă. Să vă arăt CV-ul la fiecare dintre cei care participă la concurs, ca să înțelegeți că dezastrul de la căile ferate continuă. Acum, dacă serios, cel mai important pe care se mizează în acest concurs care se desfășoară acum la partier, la guvern, intrarea din strada Bănulescu-Bodoni, este un oarecare Oleg Tofilat, consilierul primului ministru Chicu. Acum e cel mai important, informația asta e extrem de importantă. Oamenii din interior, pe sursă, cum zicem noi, spun clar că acest Tofilat, fiind consilierul primului ministru Chicu, și aici dacă te uiți în biografia lui, a fost șef în cele mai importante întreprinderi de stat, acolo unde s-a ciordit bani de tia dracu. Și ăsta e frate cu Tofilat de la Watchdog, unui consilierul președintelui până de unăs, dar unui consilierul primului ministru. Doi frați, mulg statul, cum pot ei? Cum pot ei? Și acum încă și ea s-a mai implicat. Acum eu înțeleg de ce șeful lui Tofilat din Partidul Schimbării mă critică în toată ziua, în toate televiziunile mă critic pe mine. Ei altceva n-au să-mi critici. Ei pe Dodon nu-l critică. De ce n-al critic pe Chicu? Ei nu-l critică, pentru că sunt consilierii lui Chicu și Tofilat ăsta urmează să fie șeful căilor ferate. Dragi prieteni, astăzi se dă o mare bătălie pentru viitorul căilor ferate. Mandatul e de 5 ani. Dacă astăzi PSRM-ul își pune omul lor la căile ferate, și uitați-vă, o fac o lună înainte de alegeri, când teoretic s-ar putea schimba guvernarea, ca să nu-l pot scoate, Dodon, FSB-ul își bagă omul lui la căile ferate. Și sistemul putred judecătoresc îl va proteja pe oricare dintre ăștia care va fi șef, indiferent ce se va întâmpla. Îl dai afară, ți-l aduc înapoi. Trebuie de ciordim solearcă, trebuie de vândut nu știu ce, vindem nu știu ce. Și cel mai grav este că
nu interesează pe nimic concursul ăsta. Cei din opoziție care strigă în gura mare că ei tare trag și țin la căile ferate, nu a venit niciunul să întrebe. Stați o leacă, bă, dar ce cu concursul ăsta? Dar cine-s concurenții ăștia? Eu am vorbit cu câțiva dintre ei, habar n-au de plan de investiții, ei nu știu că n-au un site. Ei nu știu că site nu au. Site-ul lor nu poți cumpere un bilet la tren. Și sunt investiții de milioane, de milioane și de milioane. Ei au un rulaj de peste 1 miliard. 1 miliard pe an. Unii se duce 1 miliard de la căile ferate. Astea sunt cifre enorme. Și nimeni nu întreabă. Societatea nu întreabă. Și presa noastră controlată politic nu interesează niciunul din presa astăzi. Probabil vor lua imagini de la mine să arate că astăzi APP-ul, Ministerul Economiei, desfășoară concurs și o trece așa la rubrica despre altceva. În buletinul de știri va fi la nivel de, în Asia de Sud-Est, s-a îmbolnăjit elefantul și la șefia CFM a fost concurs și l-a câștigat Oleg Tofilat. Și cu asta s-a terminat. Nu interesați pe nimeni soarta la 7.000 de oameni. Eu vreau să vă spun că Dodonul a știut foarte bine, din prima sursă, de la Serviciul de Informații și Securitate, au primit note informative în care spuneau: uitați-vă cât o pală fură. Dar aici au fost oamenii lui Plahotniuc. Oamenii lui Plahotniuc, iată cum unul dintre directorii ăștia de care astăzi am vorbit, au fost oamenii din credere, șefi, adjuncți la căile ferate și au lucrat cu metal ferosul lui Andronache, a lui Țulea, despre care v-am vorbit și pe care m-au dat în judecat și vor 400.000 de lei de la mine. Oamenii lui Plahotniuc au ciordit din căile ferate anii ăștia de o rupt-o în două. Eu îi întreb de 66.000 de tone care le-au vândut de la căile ferate, ei habar n-au. Și ăștia stăți sunt brigada lui Plahotniuc, care șeful a fugit, dar ei au rămas. Și acum ei pun mâna și pe căile ferate pe următorii 5 ani de zile. Presa nu interesează, opoziție nu avem, toți se ocupă cu ceva important, dar mega important. Dar soarta celor 6-7.000 de oameni de la căile ferate nu interesează pe nimeni. Eu m-am documentat, mi-am pregătit dosarele la fiecare și aștept să văd luni vor publica rezultatele. Eu numai și am discutat astăzi, pur și simplu catastrofal. Eu, de exemplu, și am discutat azi cu 2, cu 3 dintre concurenții ăștia, e catastrofal. Dacă omul ăsta mai vine să conducă căile ferate de acum înainte, asta înseamnă că nu că n-avem șansă, înseamnă că trebuie închis căile ferate, lichidat tot, oamenii și ei salvați, pentru că ei lucrează gratuit de 4 luni, 5 luni și nu au niciunul salariu și de mers mai departe. Sergiule, ai venit, vină cu așa, dar... Ai văzut cum te-am găsit? Da, păi eu nici nu tare mă ascund. Ia uși frumos. La guvern, a? Îți place cum arată guvernul român? Ai văzut că este concurs. Mi s-a făcut dor. Dar este concurs. Tu ai venit și tu să participi la concurs. O să participăm cu oamenii noștri. O să vină timp până o să participăm și cu oameni integri, oameni onești. Nu de ăștia care vopsiți frumos. Acum, ca să înțelegi, la concurs sunt oameni care nu au treabă cu căile ferate. Par cei care fac concurs. Păi, dar nu știu. Și partea asta sunt oameni care n-au treabă cu... Oamenii care au facultate, nu știu o faci. Trebuie să fie oameni numiți de, pe linii de partid. Așa numai sunt. De la Dodon. Doar pe linii de partid toți sunt numiți. De la Dodon, de la toți, absolut. Nu vezi că ei n-au habar ce se întâmplă. Știți cum modelul japonez? Primul ieșit? Hai să vedem. Hai că a ieșit un candidat. Să vedem cine a ieșit. A ieșit primul candidat, mă duc să văd cine spune primul candidat. Să-mi iau masca, cam așa zic, iar vreau să-i infectez. Dragi prieteni, stai că o mai vrei venit unul înapoi. Bună ziua! Bună! Cum a fost concursul? Eu s-a fost concursul, a fost într-o modalitate foarte liniștită. Întrebările au fost după regulament. Deci eu s-a fost să trecut într-o stare... Aveți încredere în concursul ăsta? Nu știu. Ia că asta nu știu. O să vedem rezultatele care sunt. Deci, ce urmează să întâmple cu căile ferate? Matale, dacă ai venit și cu un plan de restructurare, de organizare, de...
Haideți să ajungem cu concursul. Să vedem care... Da, păi să vedem ce... Nu ne știm cine e director, să mai întrebăm. Dacă eu acum o să spun cum se fac calificat, acela sunt pură idei. Care ei, nu vă temeți că... Nu. Hai, vine la elite, mai vedem. Baft! Avem șansă să avem un director nou-nouț. Da, domnul Oboru? Da. Și dumneavoastră tot concurați. Am rugăminte mare. Da. Să mă concentrez la concurs. Să dați examen, acum, da? Rândul meu. Vă rog, mă. Nu e ama? Am e rândul, dar pe 45 da. Minute. Nu cunosc dumneavoastră. A, eu sună tot timpul. Da. Și vă rog mult, dați-mi voie. Dacă vreți ceva modificat, vreți schimbare la care, dați-mi voie să mă concentrez eu la concurs. Vă aveți șansă? Sper că da. Fiecare care vine, crede că el are șansă. Dacă nu ești neam cu Dodon, n-ai nicio șansă. Deci iaba, învățați lecția pe drus. Așa e, că aveți să știi. Hai că domnul Obruc, dacă neam cu Dodon, el n-are nicio emoție. Ești sigur. Așa e? Fără dispoziție, nici nu te poți băga la concurs. Dar ce se întâmplă aici? Vin toți cu flori. Domn polițist, dar și sărbătoare la guvern? Nu nicio sărbătoare. Dar am văzut 10 buchete de flori. Ceva se întâmplă? Nu. Treaba să vedem și m-am rămas. Sunteți șefi. Nu? Nu vreți să spuneți, e secret. Trebuie și vouă unul care evident cu flori. Doamna șef. Dar nu vă faceți că n-auziți că știu că sunteți în regulă. Ce sărbătoare la guvern, toți cu flori? Și așa toți vin cu flori la lucru? De ce? La guvern ca la sărbătoare, vii cu flori, șampanii, bomboane. Dar vă duc șampanie, bomboane, nu vă simt. Eu întreb de flori, dacă nu spuneți, eu mai adaug. Dacă ați observat în doamne, poate doamne, au venit la cineva buchete. Mai multe buchete am văzut. Deci doamne, nu? Poate doamne. Poate ați venit doamne de la cineva. Poate vă sărbătoare, vă sindrofie și fără noi nu se întâmplă nimic. Întrăm și noi să-i felicităm. Mă duc și eu două romanesc și eu de afară. N-aveți de plec, că doamne să... Așa că nu vă stresați, că noi v-am întrebat dacă este vostru îndrofie. Că noi, când e vorba de mâncare și băutură, suntem primi. Mulți ani. Știți că e concurs? Cunoașteți. Tot e bine. O mai venit cineva la concurs? Sergiu, tu stai și tu la concurs. Cine să vede ce o să întâmple? Ai plan de structurare? Eu, de... eu sunt curios. Nu, ești curios și aici nu-i primesc. Aici concret, curios, aici care știu ce să fac cu banii. Nu, eu sunt curios dacă cei care pretind la funcția de șefă căilor ferate au habar cum se vede roțe sau au habar ce fac muncitorii simpli în căile ferate. Noi să-i întrebăm câte atmosfere au roțele la tren. Modelul japonez a demonstrat și mulți. Și mulți. Ei, tu ești mult fiert, model japonez, și glumești. Miercuri, model japonez, adică să ajungi un șef de întreprindere, trebuie să știi ce face cel la poartă, să treci prin toate funcțiile. Și asta e practic și asta s-a demonstrat în odată cât de rezultat. Dar la noi ajung oameni fantomă, care n-au habar ce se întâmplă în întreprinderile astea, și conduc cu ele. Și au decizii care ne duc pe noi de râpă. Și avem căile care pune vă în șoban care nu știe cum arată oaia. Ciobanul pune să conducă cu fermă. Financiar. Da, îl faci naționalic. Hai să alegi pe o săptămână și când vii nici fermă, nici oaie, nici... Spui în cap. Serge, dar examenul a fost fantastic. Eu nu știu de unde te-ai pregătit. Tu nu vrei să candidezi la șefie? Nu, nu m-am pregătit. Asta așa, știți cum, mi-a venit. Țin ca bancul și ăla. Da. S-a mutat împrejur și mi-a venit pe limba. Exact așa. Da, înțeles. Nu știu problemă. Noi așa, intuim că... Din ăștia 7 candidați, dacă trecem toți la noi la întrebări și la test, riscă să rămână calificat fără director. Dar eu zic mai gine fără direct. Eu, de exemplu, mai am un gând pe care vreau să-l spun. Eu am mai văzut un concurs făcut la funcția de procuror general. În perioada 2018, Plahotniuc a făcut un concurs pentru funcția de procuror general. Știi cine a câștigat concursul? Nu așa care au participat, dar cel care era șef la comisie. Pe cuvânt, ăsta acum îl chema de la Abaclia, procuror. El în viața lui nu a fost procuror, el a câștigat funcția de procuror general. Șeful comisiei de concurs a câștigat funcția de procuror general, dar cei care au participat la concurs nici unul. Eu mă tem că ăștia care fac amul concurs, vă unul dintre ei poate fi șef la căile ferate. Asta-i țara. Domnul Vasile, ați văzut 3 timpul râsul, știi?
ați văzut recent, mergi prin sat și vezi că adică, primăriile au aceeași finanțare, aceeași lege funcționează pentru toate primăriile. Știuți într-un sat un primar a făcut regulă, ca la Zaim, nevoie, da? Ca la Zaim, de exemplu, și a făcut regulă și oamenii îl stimează și lucrurile s-au mișcat spre bine. Și te duci într-un sat când acolo nu s-a făcut absolut nimic, 30 de ani. Și stă un primar care îi terorizează pe toți și le arată din deci și învață cum să trăiască oamenii. Noi nu știm să trăim. Eu sunt cu CV-urile la toți. Educație și formare profesională. Cum le spunem noi ăștia? Astea motani grași. Ia uite. Astea sunt cu șepte. El și-a deschis. El a scris în CV unde a băut cafea peste tot. Unde a băut cafea, el a scris că are experiență. Experiență de băut cafea la München, experiență de băut cafea la Paris, experiență de băut cafea pe unii. Băi băieței, cum e cu băutorii de cafea, băi? Asta e general, nu știu. Fateiu. Condurache, domn director, eu nu mă țin contrat, el. Condurache a fost șef, dar unde scrie? Eu, 15 februarie 2020, vice-director general responsabil de activitate comercială. Noi cu care am vorbit până acum, care el habar n-are cum arată site-ul CFM-ului, el a fost director pe activitate comercială. Apucă așa activitate comercială, omul nici nu a intrat măcar să vadă cum arată site-ul. El a venit să ne convingă că vrea să conducă căile ferate. Director, SRL-ul. Ăștia stăți directori aici, pojizni directori, și vrei tu? Damascan Andrei, nu știu cine-s, zato au CV-uri frumoase. O, doamna Uburoc, ei pe loc. Șefa metalului. Doamna Uburoc, tăta și băbăi, dar nu la tăt, vă spun eu. Fiodorov Emil, Nicolae Barbă Scumpu, a ieșit de fapt primul, a intrat la eficiență în lucru. Omul concret, șef serviciu relații internaționale, calea ferată, calea ferată, este toată viața la calea ferată. Asta s-a născut la calea ferată. A, dar ce-s cu notii? Stai o leacă, 0. Fiodorov are 667, 610, doamna Oboroc. Rău ați învățat, 610. Păi asta-i punctajul. Am înțeles. Asta-i punctajul exact ca și la concursul cu metalul. Punctajul CV-ului. Am înțeles. Trebuie scris mai mult, că nu vă controlează oricum nimeni. 814, 87, 792. Apoi băuturi de cafea cu 903, asta e cel mai important. Dar unii s-au dus, măcar s-au prins pitofelat ăsta, că el a fugit. Pitofelat ați vrea să-l prind, că el e cel mai... Vasilie, au. Știți cum? Noi am mai avut o situație similară la Căușei, când s-au ales pe listele astea unii nominali, da? Și s-au înaintat candidați. Și noi am ales și noi, din rău cel mai rău, am ales un mai puțin rău. Iată așa și aici, din ăștia șapte. Ei, da, aici sunteți unul mai bun ca altul, nu e adevărat. Da, unul mai bun ca altul. Eu, de exemplu, după ce am vorbit cu domnul Condurache, m-am dat seama că căile ferate au o mare perspectivă. Mare. Aici se deschid niște oportunități fantastice. Voi pur și simplu nu știți. Pentru Condurache și brigadă. Bună ziua. Vreți să participați la concurs? Nu, dumneavoastră? Nu. Noi așteptăm concursul. Am văzut și concurs aici și îți pui mâinile în cap. Și nu interesați pe nimeni un concurs la căile ferate, cea mai mare întreprindere de stat, practic. Eu cred că soarta e pecetluită. N-aș crede. Ba, da. Să-i implici toți, ca să nu dăm voie așa. 6.000 de oameni. O întreprindere strategică, doar asta, noi nu vorbim de un borcan cu jumiere. E o chestie în care statul a investit miliarde pentru căile astea ferate și ea acum e gestionată nu ca Napoda, e gestionată special ca să intre în faliment. Aș prieteni, nici nu știu, să protestez la guvern, să vin să-mi aduc boxa, să-i fluier pe ești care fac concurs. A, aici sunt mașinile cu ambasade, ceva se întâmplă, dar noi nu înțelegem ce. Ambasada Uniunii Europene, asta e cu drapelul Uniunii Europene. Degeaba vin europenii și așteaptă concursuri transparente de la noi. Degeaba vin europenii și cred că moldovenii fac concursuri transparente. Bagă europenii bani în căile ferate. O băga bani în aeroportul internațional Chișinău și l-a luat șor. O băga bani în orice altă întreprindere și l-a luat tot ăștia. Dragi prieteni, ia uitați-vă. În centrul capitalii, concurs pentru funcția de director. Nimeni nu știe, nimeni nu cunoaște. Nimeni nu i-a luat la păduchit pe oamenii ăștia, măcar în demonstrativ, în public. Eu am vorbit cu câțiva dintre dânsii, ei, oricare
din angajații de la căile ferate care au lucrat acolo știu mai mult despre căile ferate decât oamenii ăștia. E dezastru, dezastru, dezastru. Și probabil pentru umplutură, ca să nu spună că s-a făcut concurs doar pentru unul care e consilierul lui Chicu, i-a băgat pe mai mulți oameni, pe ăștia nici nu i-a întrebat. Că dacă tu ești director comercial 5 ani de zile și te roagă tare, între ghilimele, să participi la un concurs, cu siguranță ai să participi la concurs, pentru că tu nu prea ai alternative. Dar ce se întâmplă este extrem de grav. Și după asta au să iasă iară liderii politici pe la televizoare și experții ăștia de la Watchdog, care să nu le spun acum ceva de rău, care mă critică în toate televiziunile, măcar pe unul să-l întreb, Tofilat, cum frate care e multimilionar, care a gestionat toate întreprinderile de stat, cum e și expert? Cum e să negociezi la Kiev cu Naftagaz, Tofilat, a? Și acum faci proiect politic și mă criticați pe mine în public împreună cu pașa ăștia care ați beneficiat de bani murdari? Vă nu vă rușine? Fratele gestionează cele mai mari întreprinderi, financiar vorbind, că e șef mare și e consilierul lui Chicu. Și aici îmi spune că noi suntem opoziție, noi criticăm schemele din energie electrică. Și după care merge la Kiev în calitate de consilier a doamnei președinte și negociază cu Naftagaz un contract în detrimentul interesului național. În detrimentul interesului național, de 100 de milioane de metri cubi. Noi cunoaștem multe detalii. Iată, atunci îți dai seama, experții ăștia din televizoare care ne-au crescut și ne-au băgat pe gât în toate televizoarele lor, ăștia luptă și lucrează împotriva interesului național. Un frate consilierul președintelui și un frate consilierul lui Chicu. Ăștia au pus stăpânirea ca ăștia mărunței. Unul îl pune pe pașa să mănânce la rahat în televiziune și iese șeful lor Gligor în toată țara la toate emisiunile și povestește cât e de rău Costiuc pe timpul unui nu știu cui. Dar Gligor nu vrea să spună că cei de stânga ne-au falimentat statul ăsta. El învăța poezia cu Cozac. Eu vreodată am să-i spun mai multe lucruri lui cetățeanul ăsta care e bodybuilding. El numai polician nu-i. El nu a înțeles un lucru că el e la nivelul lui Ciurea, la nivelul lui Mihăieș, el e de acolo. Mai mult nu. Eu nici măcar mă duc mai departe să văd concursul, că s-a terminat și bateria la telefon. Mulți ani. Criticați-mă în toate televizoarele voastre. Eu am să vorbesc cu oamenii și am să fiu de partea poporului. Guvernul. Dragi prieteni, veniți lângă noi. Aderați la echipa noastră. Aderați noi doar în ultimele două zile, vă spun sincer, am să vă arăt statistica, în două zile au aderat la echipa noastră 400 de oameni. De când ne-au pus amenzi mudașii ăștia de la Ungheni, 400 de oameni au aderat la echipa noastră. Așa că noi avem o tactică clară. Noi în două luni de campanie vom avea 10.000 de membri. Vă spun sincer și hotărât. Din diaspora, de acasă, de la nord, de la sud, de la vest, de la est, din Căușeni au venit 100 de oameni, de la Ștefan Vodă, de la Anenii Noi. N-am dovedit public toate materialele. Noi avem o adeziune reală, oameni reali care s-au săturat din mordile astea înnăcrite din toate televizoarele și după ce s-au înnăcrit mordile, îi aduc pe niște experți noi nouți de ăștia, trecuți, cătăiți, băutori de cafea de ăștia, un suroș, cum îi spune Mocanu, și are dreptat Mocanu, chiar dacă el e mai rău tășios pe toată lumea, dar are dreptate în multe aspecte Mocanu. Ăștia sunt unsuroșii ăștia, pe bot, îmblă cu sacouri, să ne arăt că suntem noi de proști, și ei stau pe scheme întregi, fac bani. Eu am să merg să vă arăt experții ăștia care îmblă prin televizor, că au salarii de câteva mii de dolari și pe care le publică tot ei. Se luptă între dânsi și care să iei mai mult. Și ei mă critic pe mine. Veniți cu noi în echipă. Când au strezați, când noi să fim un neam unit în jurul unei idei. Ideea noastră este Uniunea Europeană, România. Mai mult nu vreau nimic. Și am văzut conturi false, troli, care mă numesc în diferite moduri. Să vină aici lângă mine să luptăm pentru concursul ăsta să fie anulat dracului și să așteptăm două luni să treacă campania electorală, să vină o altă majoritate și să fie un alt concurs pentru căile ferate, transparent, cu oameni normali, cu oameni integri, nu oameni din sistem. Două luni nu moare nimeni. Căile ferate nu se întâmplă nimic. O mai veni cineva? Colegii mei pândesc ăștia care iese din... Am zis că închidem.
Aici la Uniunea Europeană nu mă păzesc. Aici la Uniunea Europeană, măi, nu mă păzesc. Concursurile. Sergiu, i-am cerut de la toate forțele politice să anulăm dracul concursul ăsta și două luni să nu se întâmple nimic, până nu se alege altă guvernare. M-a intrat unul, a ieșit unul. M-a intrat încă niciunul. Toți pregătesc. Niște doamne tare simpatice, dar nu știu ce așteaptă aici. Tot o să fie bine. Concursul o să-l câștigăm. Aștia sunt alți concurenți. Aha, ia uite. Pe unul l-am mai văzut. Unul precis că l-am văzut în sală, să-l întrebăm ce zice despre concurs. Domnul Emil, matalele, dar cine se uită la telefon? La dumneavoastră. Eu, dar nu-i nimic, ce să-i faci? Matale, cum crezi? Ce se desfășoară acum? Și concurs? Concurs? S-au închid ca pe... Să vedem de-amă cum ar fi soarta. Îți place? Ai mai participat la un concurs ăsta? N-am participat, dar părerea mea este că totuși trebuie să fie pus accentul ca la conducerea CFM să ajungă o persoană care are, în primul rând, studii feroviare. Că specificul transportului feroviar este foarte specific și am avut în istoria că e ferate și veterinari, și agronomi. Și de asta am ajuns. Vedem la ce am ajuns. Da. Noi astăzi ne-am... Dar de ce se forțează în concursul ăsta acum? De ce acum? De ce nu peste două luni? Că a fost ședința Consiliului de Securitate Suprem și Maia Sandu, doamna președinte, a dat indicație că în 10 zile să fie demis domnul Onceanu. Aha. Și să fie, APP trebuie să vie cu propuneri la soluționarea problemei de la calea ferată. Și în contextul ăsta se desfășoară. Asta e doar. Da. Și noi ce trebuie să credem acum privitor la concursul ăsta? Noi trebuie să credem că fiecare din noi care au venit astăzi la concurs să răspundă la întrebările care o să ne fie puse și să vedem, bine ar fi să vedem fiecare ce răspuns din noi, ca să putem aprecia. Credeți în concursul ăsta? În primul rând, ar fi bine să vadă feroviare cum să dau răspunsuri și ce promisiuni. Eu am vorbit cu doi, deja e tot public, credeți-mă. Feroviare trebuie să vadă ce promisiuni dau candidații, ca pe urmă să poată cere din trenșă îndeplinirea acestor promisiuni. Eu, de exemplu, nu cred în concursul ăsta organizat de guvernarea asta. Pur și simplu, la mine mai rămas 3% și azi deconectez singur. De asta mă duc să pun la încărcat, domnul. Eu să vă spun, este așa o expresie, nădejdea umirea последнее. Ei, ni se pare că a murit nădejdea și Ioana și Petrea și Colea au murit tăți. Nu, dumneavoastră, dacă ați venit, tot aveți o... Așteptare. Așteptare. Dar eu am să cer public anularea concursului. La mine s-a terminat bateria, băieți, la telefon. Asta e pe azi, îi ajunge. Nu, dar au murit, au rămas 2% și se termină. Da, trimiți așa mai de profil să... Cum se cheltuie cu anul ăsta? Aici stau în mijloc de transport, el este cu plăcuță de matriculare civile și nu o să le arătăm, dar posibil că sunt multe și matriculate cu numere ale statului. Acesta e un automobil Skoda Superb. În echipament de versiune de bază, mașina asta pornește de la vreo 20-22.000 de euro. Concret, exemplarul ăsta care se vede aici în fundal, el e peste 40.000 de euro, asta e un echipament de top, salonul de culoare bej, completat Florin în Clement. Și noi întrebăm din ce cauză la stat se cheltuie așa de mulți bani, din ce cauză întreprinderea de stat consumă așa de mulți bani. Dacă statul ar fi mai modest și ar cumpăra o Skoda Superb, o mașină bună cu 25.000 de euro ar fi ok. Dar noi avem situații în care întreprinderea de stat achiziționează cu 40-45.000 de euro. Da, e adevărat. Și în modul ăsta, câteva zeci de milioane de lei anual să duc pe lux. În loc să facem un pavaj, să mai reparăm un drum, să mai ajutăm... Tăm salarii la căile ferate. Noi investim în completații de top. Închid că s-a terminat, gata pe azi.